Obito Uchiha a fost un ninja al satului ascuns între frunze ce se presupunea că a murit în timpul celui de-al treilea război mondial Shinobi, sacrificându-și viața pentru a-și ajuta colegii, singura moștenire lăsată în urmă fiind Sharinganul oferit celui pe care l-a și salvat, Hatake Kakashi. Dar Obito Uchiha a fost un personaj foarte special pentru seriile Naruto, el devenind antagonistul central al seriei la scurt timp după presupusa sa moarte. Obito este motivul din cauza căruia Naruto a suferit în copilărie. Din cauza lui, Minato a trebuit să sigileze jumătate din chakra lui Kurama în Naruto și de aceea toți sătenii l-au evitat pe Naruto până când acesta a reușit să-i salveze la invazia lui Pain în Konoha. Am să fac acest videoclip pe părți pentru că nu am mult timp la dispoziție și deja nu am postat de 2 săptămâni, așa că fără să ne mai lungim, vorbim despre Obito în ordine cronologică, la fel cum găsim și pe Narutopedia. La fel ca și Naruto, Obito a crescut fără să știe cine erau părinții săi, fiind lăsat în grija bunicii sale, simțindu-se singur pe lume, Obito a visat să devină Hokage, astfel încât oamenii din sat să-i recunoască existența. S-a înscris în academie pentru a atinge acest obiectiv, dar nu era foarte talentat. În schimb, a dezvoltat o rivalitate unilaterală cu Kakashi, care era un talent născut, dar și foarte popular, motiv pentru care era gelos pe Kakashi. A devenit foarte apropiat de Rinohara, de care s-a și îndrăgostit în cele din urmă, iar după ce au absolvit academia câțiva ani mai târziu, Obito, Rin și Kakashi au fost plasați într-o echipă sub conducerea legendarului Minato Namikaze, cel ce urma să devină al 4-lea Hokage. În anime, ca ultim test de calificare, Minato a oferit echipei foarte cunoscutul test cu clopoței pentru a le testa abilitățile de cooperare. Obito nu a putut realiza acest lucru de unul singur, dar unindu-și forțele cu Rin și Kakashi, au reușit să ia clopotele, învățându-l pe Obito valoarea muncii în echipă. Echipa a participat ulterior la examenele Chunin, dar Obito a fost învins în runda a treia într-un meci individual cu Might Guy. Kakashi, după cum știți, îl va învinge pe Gai în finală, promovându-l la rangul de Chunin, impresionând-o pe Rin. Dornic de atenția lui Rin, Obito s-a antrenat fără încetare, ajungând în cele din urmă și el la rangul de Chunin. Emoția sa a fost de scurtă durată, deoarece Kakashi imediat a devenit Jounin, câștigând din nou laudele lui Rin și resentimentele lui Obito. În timpul celui de-al treilea mare război mondial Shinobi, Kakashi a fost plasat la conducerea echipei pentru misiunea de distrugere a podului Kanabi, ceea ce ar fi împiedicat pe cei din Iwagakure să folosească țara ascunsă în iarbă ca și ajutor, încercând să-i împiedice să nu devină aliați. Înainte de a începe misiunea, Minato și Rin i-au dat cadouri lui Kakashi pentru a sărbători promovarea sa la rangul de Jounin, deși Obito uitase, tensionând și mai tare relația lor deja slabă. Minato a fost chemat în prima linie pe alt câmp de luptă, lăsând echipa să ducă la bun sfârșit misiunea singură sub comanda lui Kakashi. Cei trei au fost descoperiți de ninja din Iwagakure, iar aceștia au răpit-o pe Rin. Kakashi a ales să o abandoneze pe Rin, crezând că este mai important să termine misiunea înainte de a se preocupa de siguranța ei. Obito s-a înfuriat și a insistat să se concentreze asupra salvării ei. Când Kakashi a refuzat, Obito a plecat singur, spunând o frază foarte celebră în universul Naruto. Cei care încalcă regulile sunt gunoaie, dar cei care își abandonează prietenii sunt mai rău decât gunoaiele. Obito a localizat peștera pe care cei din țara de piatră o foloseau ca și ascunzătoare, dar a fost găsit de Taiseki, camuflat, înainte de a o putea salva pe Rin. Kakashi, mișcat de cuvintele anterioare ale lui Obito, a sosit la timp pentru a-l salva de atacul lui Taiseki, dar și-a pierdut ochiul stâng în acest proces. În dorința lui de a-l ajuta pe Kakashi, Obito și-a trezit Sharinganul, permițându-i să vadă prin camuflajul lui Taiseki și să-l omoare. Obito și Kakashi s-au infiltrat în peșteră și au eliberat-o pe Rin. Cel care o capturase, Kakuo, a făcut ca peștera să se prăbușească în jurul lor. În timp ce echipa alerga spre ieșire, Kakashi a fost lovit din cauza înrăutățirii viziunii sale și a căzut. Când Obito a observat că Kakashi, îmi pare rău, n-am cum să evit cacofonia asta, era pe cale să fie lovit de un bolovan în cădere, Obito l-a împins din drum și a fost prins în locul lui. Partea dreaptă a corpului său a fost zdrobită și fără nicio modalitate de a se elibera, Obito și-a acceptat soarta și i-a oferit lui Kakashi Sharinganul din ochiul stâng ca și scuze pentru că nu i-a dat un cadou mai devreme, când devenise Jounin. Rin a efectuat transplantul și odată ce procedura a fost terminată, Kakashi și-a folosit noul Sharingan pentru a-l ucide pe Kakuo. Întăririle Iwa au început rapid să comprime și mai mult molozul, forțându-i pe Kakashi și Rin să-l lase pe Obito în urmă. În timp ce stâncile se strângeau în jurul lui, Obito reflectă că în sfârșit începuse să se înțeleagă cu Kakashi și că nu-i putea mărturisi lui Rin că o iubește. Kakashi și Rin au fost salvați de Minato și când s-au întors în Konoha, numele lui Obito a fost gravat pe piatra memorială a satului.
supraviețuirea. Deși părea că a murit, Obito de fapt a fost salvat de Zetsu Alb la ordinele lui Madara Uchiha, care, spre uimirea noastră, încă era în viață, dar foarte bătrân. L-a adus pe Obito la cimitirul din munți și s-a îngrijit de rănile sale, îndepărtând acele părți ale corpului ce păreau deteriorate pentru a fi vindecate și le-a înlocuit cu membre noi cultivate din celulele lui Hashirama Senju. În ciuda rănilor sale, Sharinganul drept al lui Obito supraviețuise intact. Deși speria de Madara, Obito se simțea îndatorat față de el pentru că i-a salvat viața și era dispus să ofere orice asistență putea, o ofertă pe care Madara i-a spus clar că o va primi, doar că în viitor. Madara având un plan secret pe care Obito nu-l știa. Obito a început un lung proces de reabilitare, dornic să-și revină suficient de rapid pentru a se întoarce în Konoha și pentru a-și ajuta prietenii și satul cu războiul încă în desfășurare. Cu ajutorul lui Zetsu Alb și al unui alt Zetsu, cu fața în spirală pe care l-a poreclit Guru Guru, Obito s-a obișnuit cu membrele sale înlocuite și cu abilitățile pe care le-au acordat. În tot acest timp, Madara îi spunea lui Obito despre realitățile dure ale lumii și despre planul său de a o salva pe care tânărul Uchiha le-a ignorat. La sfârșitul procesului său de recuperare, Zetsu Alb l-a informat pe Obito că Rin și Kakashi erau pe cale să fie uciși de ninja din Kirigakure. Obito a insistat să-i ajute, lucru pe care Guru Guru s-a oferit să-l ajute și el la rândul său, învelindu-l pe Obito cu corpul său. Înainte de a pleca, Obito i-a mulțumit lui Madara pentru tot ajutorul său, dar a spus că nu se va mai întoarce. Madara și-a clarificat convingerea că Obito se va întoarce la el. Guru Guru l-a îndrumat pe Obito către locația lui Rin și Kakashi, pe parcurs informându-l despre absența lui Minato. Când au ajuns, i-au găsit pe Rin și Kakashi, ajungând la inima lui Rin cu un Chidori. De aici, bineînțeles, vine și gluma englezească, which is the fastest way through a girl's heart. Chidori! Moartea lui Rin a făcut ca fiecare dintre Sharinganul celor doi să se maturizeze în Mangekyo Sharingan, un proces care l-a făcut și pe Kakashi să leșine. Furios de ceea ce se întâmplase, Obito a folosit o combinație de Kamui a Mangekyo Sharinganului și eliberarea de lemn a corpului lui Guru Guru pentru a-i ucide pe ninja din Kirigakure. Când toți au murit, Obito a îmbrățișat corpul neînsuflețit al lui Rin, ignorându-l pe Kakashi. Obito s-a întors din nou la cimitirul din munți, jurând să facă orice pentru Madara dacă ar putea să-i aducă înapoi pe Rin. Madara i-a explicat planul Tsukuyomi-ului infinit care va înlocui lumea contemporană a violenței și a morții cu una în care nimeni nu trebuie să moară vreodată. Obito era intrigat, hotărât să creeze o realitate între el, Rin și Kakashi, un loc în care să poată conviețui. Madara i-a împărtășit toate cunoștințele și planurile lui Obito, l-a învățat despre abilitățile de care ar avea nevoie pentru a merge mai departe cu planul, i-a încredințat posesiunile sale și l-a însărcinat pe Zetsu Negru ca ghid pentru Obito. După ce i-a lăsat aproape tot ce avea lui Obito, Madara s-a deconectat de la statuia demonică a căii exterioare care îl ținea în viață și i-a spus lui Obito că până la renașterea sa, el să acționeze numele său, Madara Uchiha. Folosind numele lui Madara și ascunzându-și identitatea, Obito s-a ascuns în umbra lumii ninja pentru a începe și duce la bun sfârșit planul Tsukuyomi-ului infinit. La scurt timp după moartea lui Madara, Obito și Zetsu s-au dus în Namegakure și s-au apropiat de nou creata organizație numită Akatsuki cu o ofertă de sprijin în crearea unei lumi a păcii. De fapt, avea nevoie doar de Nagato pentru că Madara îi implantase Rinneganul cu câțiva ani mai devreme și de care avea nevoie în etapele finale ale planului. În timp ce Obito a fost în stare să-l influențeze pe Nagato, liderul Akatsuki, Yahiko, a refuzat. Obito susține că în cele din urmă, Nagato a fost de acord fără a informa pe ceilalți membri din Akatsuki. În anime, Obito a aflat despre o conspirație dintre Hanzo și Danzo Shimura pentru a-l elimina pe Yahiko. El a interceptat și ucis membrii Akatsuki care au încercat să-l salveze pe Yahiko și odată ce Yahiko a fost mort, l-a încurajat pe Nagato într-o nouă direcție pentru organizație, una concentrată pe capturarea fiarelor cu coadă. În timp ce Nagato a devenit liderul Akatsuki și a recrutat ninja puternici dispăruți pentru cauza lor, Obito și-a luat pseudonimul Tobi și și-a schimbat personalitatea în jurul membrilor pentru a-și ascunde identitatea. În Kirigakure, Obito a preluat la un moment dat controlul celui de-al patrulea Mizukage, Yagura Karatachi, făcându-l de fapt pe el Mizukage. După ce Kisame Hoshigaki a devenit dezamăgit de minciunile lumii, Obito s-a dezvăluit înaintea lui Kisame și a promis că va ajuta la crearea unei lumi a adevărului. Kisame a devenit servitorul său loial, unul dintre puținii Kirinin care a lucrat cu bună știință pentru el. În tot acest timp, Obito a descoperit circumstanțele morții lui Rin, că cei din Kirigakure au sigilat bestia cu trei cozi în ea pentru a face din ea o bombă cu ceas care să distrugă Konoha. La insistențele lui Rin, Kakashi a ucis-o pentru a preveni acest lucru. Manipularea lui Obito asupra Mizukage-lui a fost în cele din urmă descoperită de către Ao și a fost forțat să-l abandoneze.
Cu 12 ani înainte de începerea seriei, Obito a vizitat mormântul lui Rinohara din Konoha. Kakashi era deja acolo când a sosit și Obito, privind în secret, dar l-a auzit confesând mormântului lui Rin că soția lui Minato, Kushina Uzumaki, va naște în curând. Știind că era Jinchuriki-ul celor 9 cozi și că sigilul care păstrează cele 9 cozi conținute în ea va slăbi în timpul nașterii, Obito a urmărit-o noaptea de 10 octombrie și după ce a născut, l-a luat ostatic pe fiul ei, Naruto Uzumaki, pentru a-l împiedica pe Minato să intervină. Minato, în schimb, a reușit să-l ia pe Naruto de la el, ceea ce i-a distras suficient de mult atenția pentru ca Obito să scape cu Kushina. El a extras cele 9 cozi din corpul ei, a pus-o sub controlul său cu Sharinganul și i-a ordonat să distrugă satul, iar de aici știm restul poveștii și dacă vreți să o cunoașteți, urmăriți videoclipul meu cu cel de-al patrulea Hokage. Ani mai târziu, în anime, Obito a atacat convoiul Daimyo-ului de foc în drum spre Konoha, punând pe toată lumea într-un genjutsu și ucigându-l pe Tenma Izumo, dar se retrage rapid după ce a simțit apropierea lui Kakashi. Ani mai târziu, clanul Uchiha, ca urmare a maltratării lor, au început să comploteze o lovitură de stat. Obito s-a întors în sat cu intenția de a exacerba conflictul, dar a fost descoperit de către Itachi. Crezând că Obito era Madara, Itachi a cerut ajutorul pentru a-și ucide membrii clanului, oferindu-i răzbunare împotriva lor pentru tratamentul și ostilitatea oferită de aceștia lui Madara cu decenii mai devreme. Dar, în schimb, trebuia să cruțe restul satului. Obito a acceptat și a oferit lui Itachi o poziție de membru în Akatsuki. În anime, în noaptea masacrului, el a măcelărit forța de poliție militară din Konoha. Ulterior, a adunat mai multe cadavre Uchiha pentru a le extrage Sharinganul pentru propria sa utilizare. El a întâlnit și pe Danzo în această perioadă din motive necunoscute. Vreau să mai vorbim puțin despre Sharinganul său și apoi vom face și o parte a doua cu restul abilităților sale, dar și cu o discuție despre scopul său și ce a reușit să facă în timpul ultimului mare război mondial Shinobi. Mangekyo Sharinganul lui Obito îi permite să execute Kamui, un ninjutsu spațio-temporal cu o versatilitate mai mare decât a lui Minato. Kamui servește ca o poartă de acces către un alt spațiu dimensional în care își poate translata complet corpul sau chiar părți ale acestuia. Acest lucru îi conferă lui Obito două abilități distincte, teleportarea și ceea ce este cel mai bine descris drept intangibilitatea. Pentru teleportare, el se absoarbe prin ochiul drept în dimensiunea specială și de acolo poate călători oriunde în lume instantaneu. Intangibilitatea sa este o aplicație mai specializată a teleportării în care își trimite doar părți ale corpului în cealaltă dimensiune pentru a putea trece prin obiecte sau, mai des, obiectele pot trece prin el. El poate deveni continuu intangibil doar timp de aproximativ 5 minute înainte de a avea nevoie să se odihnească. Deci, se pare că și Kamui are o slăbiciune. Dar în lumea Shinobi 5 minute înseamnă destul de mult și ar fi foarte greu de prins pe nepregătite. Kamui devine mișcarea sa specifică până în punctul în care recurge rar la forme mai tradiționale de ninjutsu. În luptă, își folosește intangibilitatea în mod defensiv, permițând adversarilor și atacurilor lor să treacă prin el fără să-i facă rău, iar apoi, ca și ofensivă, îi teleportează în dimensiunea lui în timp ce sunt dezorientați, astfel încât să nu-l mai poată deranja. Semnăturile chakrelor celor pe care îi trimite în cealaltă dimensiune nu pot fi simțite din afara acesteia. În ciuda utilității Kamui, nu este lipsit de punctele sale slabe, pentru că cele două aspecte ale tehnicii sunt corelate, el nu le poate folosi pe amândouă în același timp. Dacă vrea să se teleporteze, nu poate fi intangibil, lăsându-l deschis atacurilor. Iar dacă vrea să fie intangibil, nu se poate teleporta, împiedicându-l să scape atâta timp cât rămâne în defensivă. Tocmai de aceea Kakashi este cam singurul counter pentru Obito, ochiul său rămâne singurul care contracarează abilitățile lui Obito. Deși Kakashi nu poate folosi Kamui împotriva lui Obito în mod direct, se poate folosi de propriul acces la cealaltă dimensiune pentru a anula avantajele pe care le folosește Obito, prin teleportarea atacurilor sau aliaților în cealaltă dimensiune în același moment în care corpul lui Obito ajunge acolo pentru apărare. Și doar așa poate fi atacat cu succes. El ajunge să recâștige și Sharinganul pe care l-a dat lui Kakashi în timpul celui de-al treilea război mondial Shinobi, permițându-i să folosească ochiul pentru a efectua teleportarea rapidă și precisă pe distanțe lungi în locul contactului fizic necesar cu teleportarea celuilalt ochi. Cu efort, el poate folosi Mangekyo-ul stâng pentru a accesa alte planuri dimensionale. Obito a luat Rinnegan-ul din corpul lui Nagato după ce acesta a murit și l-a implantat în ochiul stâng. Deși a folosit un singur ochi și nu a fost proprietarul de drept, Obito a obținut o creștere în putere. Deși a recunoscut că abia putea să se descurce cu un singur ochi, Obito a fost capabil să execute toate tehnicile celor 6 căi cu ajutorul Rinnegan-ului, deși a fost văzut doar realizând abilități ale căii exterioare. El poate invoca statuia demonică a căii exterioare, creează lanțuri de chakra
pentru a reține țintele și folosește tehnica resuscitării pentru a-i aduce pe alții la viață în schimbul vieții sale. Îmi pare rău, băieți, am avut 2 săptămâni pline și de aceea nu am postat atunci. Aici se termină partea 1, urmează să discutăm probabil și despre ultimul capitol din manga, dar până atunci vă mulțumesc pentru atenție, în special membrilor canalului. Dark Poison, Dragoș, Ștefi, Cazu, Luci, Andrei, Eduard, Timaru, Daniel, MyStyle, Florin, Mihai, Pike, Boi, Talia, Iosef și Pring. Dar și vouă pentru că ați avut răbdarea să mă așteptați 2 săptămâni. Pa!